Ziua Internațională a Copilului a fost o adevărată sărbătoare pentru copiii veniți pe pietonalul Centrului de Cultură din Glodeni. Concursul desenelor, competiții pentru bicicliști, dansuri și cântece, toate pentru a crea atmosfera de sărbătoare a copiilor organizate de cei maturi. Sărbătoarea copiilor a fost organizată astăzi ca de fiecare dată pe pietonalul Centrului de Cultură. Administrația publică locală a venit cu felicitări pentru cei micuți. Astăzi, noi, măturii, revenim în amintirile din copilărie și la rând cu voi ne bucurăm de sentimentele de sărbătoare care voi le aveți. Voi sunteți acei care reprezentați frumosul. Voi sunteți acei care reprezentați bogăția noastră. Voi sunteți viitorul. Voi sunteți acei care o să prelungiți să faceți ceea ce noi nu am dovedit să facem. Dar până atunci, noi mătorii avem o obligațiune în fața voastră de va crea o copilărie cât mai fericită. Sărbătoarea de astăzi vine să ne amintească încă o dată despre necesitatea respectării drepturilor celor mai tineri locuitori ai planetei noastre. În orice societate, pentru a deveni buni cetățeni, copiii au nevoie de o atitudine deosebită, de o familie unde să predomine înțelegerea și dragostea. De faptul cum vom crește și educa, instrui tânăra generație, așa va fi prezentul și viitorul nostru. Părinții cât și copiii au rămas mulțumiți de organizare. Sărbătoarea copiilor! Asta înseamnă vacă și ceva cum arată și stau și văd și ați fac. Este veselie, soare, multă lume și cântece. Ce sărbătoare e azi? Este ziua copiilor. Că e ziua copiilor. Și de ce îți place la ziua copiilor? Că dansăm. Aici e interesant. Dar de ce e interesant? Că sunt baloane. Așa? Ai cântat vreun cântec? Da. Ziua copiilor. Și ce este pentru tine sărbătoarea asta? Ce înseamnă pentru tine sărbătoarea asta? Bucurie. Să am prieteni și să mă joc. Ziua copilului a fost menționată prima dată la Geneva, la Conferința Mondială pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor, în august 1925, la care 54 de reprezentanți din diferite țări au adoptat declarația pentru protecția copilului.